Gata? Începem, copii. Bun? Sărut mâinile, bună ziua! Mulțumim mult că sunteți alături de noi într-o zi specială, ca să spun așa. O să transmit din partea domnului președinte a Habitatul Humanitii România scuzele sale, trebuia să ajungă neapărat la București. Și m-a însăcinat pe mine, în calitate de fost președinte a bordului Habitat, să spun câteva cuvinte, să vă mulțumesc pentru prezență, că e foarte important să vă aflați aici, în ziua în care două familii se mută în casă nouă și își primesc cheile, ca să spun așa. Și o să vă spun un lucru pe care îl consider foarte important. Anul acesta, Habitat Comănești împlinește 15 ani de activitate. Și cred că este... Deci este o aniversare super, super fericită. Uitați, doamna Gura e aici, Gabi Pascal este aici, oameni dintre fondatori cu Andrei. Și lucrul ăsta cred că e foarte important. Iar casa pe care o inaugurăm astăzi cred că poate fi considerat un eveniment prin care aniversăm acești 15 ani. Domnul primar, aveți doi noi membri în familia din Dărmănești, în familia din Dărmănești. În primul rând vreau să vă salut pe toți cei prezenți aici. Mă bucur că Habitatul Humanity a ales Dărmăneștiu cu ceva timp în urmă. A ales să construiască această casă minunată. Eu am văzut-o ceva mai devreme. Vreau să salut familiile tinere, familiile care au ales să locuiască în Dărmănești. Și sigur, 15 ani de la fondarea sau de la înființarea Asociației Habitat for Humanity în Comănești înseamnă mult, înseamnă puțin, nu știu. Eu știu că am văzut aici o parte din membrii fondatori, am văzut o parte din cei cu care am colaborat la Habitat în decursul anilor. Unii dintre colegii de la Habitat au crescut foarte mult. Îl salut pe Gabi, îl salut pe Andrei, te salut pe tine, tu ai venit un pic mai târziu alături de Habitat. Unii s-au mai maturizat, alții poate că au mai mult păr alb decât acum 15 ani, dar importante sunt realizările pe care Habitat le-a făcut nu numai în comunitatea noastră, ci aș putea spune în întreaga țară. Era interesant de știut a câta casă este cea pe care astăzi o inaugurăm la 15 ani de activitate, cred că sunt sute. Știu că poate Andrei ne poate da detalii, multe case construite de la zero, multe case reabilitate. Habitat a intervenit la dezastre, la inundații și nu numai. Vreau să vă mulțumesc în nume personal și în nume colegilor din Consiliul Local, vouă celor de la Habitat, pentru deschiderea pe care o aveți, să vă mulțumesc pentru sufletul mare și inima mare pe care o aveți, pentru că de fiecare dată când apar probleme într-o comunitate, voi sunteți unii din cei care răspundeți afirmativ la nevoile comunităților. Încă o dată vreau să salut familiile care vor locui în aceste locuințe și să le asigur de tot sprijinul meu și a Consiliului Local vis-a-vis de ce va urma de aici încolo. Sunteți cetățenii noștri și cu siguranță veți găsi un răspuns la problemele pe care le aveți dumneavoastră. Tuturor salutări și îndemnul de a nu vă opri aici, Habitat. Știu că noi am concesionat acest teren pentru construirea mai multor locuințe. Este un prim pas ceea ce vedem astăzi aici și sper că anii viitori să reușim să construim încă 2-3 module. La mulți ani tuturor, la mulți ani vouă de la Habitat pentru 15 ani de la înființare și sigur e și un apel la voluntariat, este un model de voluntariat ce faceți voi la Habitat și comunitatea din Dărmănești și nu numai, îi invit să fie alături de Habitat pentru a avea și alte proiecte de aici încolo. Tuturor mulțumesc pentru implicare. Mulțumim, domnule. O să ne spună câteva cuvinte, îl rog și pe directorul executiv al Habitat for Humanity Comănești, Andrei Chirilă. Bună ziua și bun venit, vă spun și eu.
Pentru că mi-a revenit mie rolul de gazdă, aș vrea să fac prezentările, pentru că, așa cum spunea și domnul primar, locuința arată bine, familiile sunt mutate, dar pentru a ajunge în stadiul ăsta a fost nevoie de multă muncă, munca mai multor oameni și a foarte multor voluntari. O să rog pe colegii mei să vină alături de mine, Natalia Buzescu, director economic, Cristina Nica, manager proiecte, Maria Lupașcu, contabil, Mihaela, colega de la Habitat Support, Victor, pe unde ești? Aici. Victor face poze. Haideți, adunați-vă aici, aproape de mine. Rugasem pe Victor să facă o numărătoare a voluntarilor străini care au participat la dezvoltarea locuințelor de aici. Au fost în total 363, grupați în 14 echipe, veniți din vreo 7-8 țări. Știu că cei mai mulți au venit din Irlanda de Nord, apoi au venit din Irlanda, două echipe au venit de prin Germania, Canada, America, Elveția. Am avut așadar oaspeți care au venit să muncească, s-au bucurat de zonă, s-au bucurat de întâlnirile cu domnul primar. Am înțeles că toți au fost pe la dumneavoastră și i-ați găzduit acolo. Din punctul meu de vedere, un proiect de succes. Habitat e un proiect în care autoritatea locală și comunitatea e alături de noi, de Habitat. La Dărmănești am găsit sprijin ori de câte ori am cerut. Numai târziu de ieri, când eram în febra ultimelor retușuri, au zbârnit telefoanele la Adi, la domn primar, ajutați-ne, mai avem nevoie de un buldo, de un camion, toată lumea a fost aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin și pentru faptul că ne-ați ajutat să ajungem în punctul ăsta și sperăm noi ca în viitor să continuăm proiectele cel puțin în același fel. Noi suntem cei care am încercat să facem. De fapt, marele sprijin a venit de la Habitat România și l-aș ruga pe Gabi să vină aici lângă noi și pe Bobo. Gabi, hai și tu aici. Hai. Știu că, Gabi, voiai să transmiți un mesaj de-a lui Roberto? Bobo, hai și tu, te rog. Să fac lucru aici. Hai. Hai că mai devreme zâmbeai așa. Poate ne spui ceva și tu. Sperăm să nu fim neapărat în lumina reflectoarelor, pentru că, într-adevăr, voi sunteți eroii de aici și cei care faceți ca lucrurile să se întâmple. Bineînțeles că lucrăm sub o umbrelă mai mare, Habitat for Humanity România, Habitat for Humanity Internațional. Vreau să vă salut în numele lui Roberto Pătrășcoi, directorul național Habitat for Humanity România, cu care am avut o discuție astăzi și care m-a rugat să vă transmit încurajări de a continua, de a face lucrurile să se întâmple în continuare și știe că cele două familii au mulți copii, a vrut să transmită urări, în primul rând, copiilor care urmează să trăiască într-un mediu sănătos, într-o casă, într-un cămin alături de familie și să contribuie la comunitatea lor mai departe. La rândul meu, în calitate de, pe de o parte, director de programe al Habitat for Humanity România, dar și de coleg, fiind unul dintre cei care am pus umărul la creșterea acestei filiale, vă felicit, casa arată foarte bine, este spațioasă, este curată, este sănătoasă, are toate utilitățile de care are nevoie și familia își poate urma un parcurs firesc, normal, liniștit aici în această comunitate. Nu vă opriți aici, așa cum spunea și domnul primar, care nu este străin de Habitat for Humanity, a fost membru al Consiliului Director cu ceva vreme în urmă și care cunoaște foarte bine care sunt, cât de greu este să facem ceea ce facem, dar în același timp când vedem aceste rezultate ne bucurăm extraordinar. Felicitări și întregii echipe! Faptul că de multe ori, sâmbătă, duminică, sărbători, lucrul la Habitat este o vocație mai mult decât un job. Felicitări și nu vă opriți aici. Mulțumim. Mai am eu câteva cuvinte de spus. Pentru că Gabi amintea mai devreme de cei care au contribuit și de domnul primar, că a fost membru în bordul director.
aș vrea să-i prezint pe membrii Consiliului Director de la Habitat Comănești, cum amintea Viorel mai devreme, Florin Hiru, președintele e absent din motive personale, a fost nevoit să lipsească. Avem pe doamna Balaș lângă noi de vreo 10-12 ani, cred. Doamna Gură din totdeauna, doamna Murgu, e undeva pe acolo, dacă veniți și dumneavoastră mai aproape de noi. Ei sunt cei care din timpul lor smulg așa bucăți consistente pentru a le dedica activităților Habitat, vin, ne ajută în luarea de decizii, stabilim împreună strategii, stabilim împreună drumul pe care vrem să mergem. Mai voiam să mai adresez mulțumiri speciale Wienerberger pentru faptul că au donat elementele pentru structură, cărămida, mortarul, buiandrugii de la structură și țigla de la Tondah pentru locuința aceasta. Din nou Habitat România, pentru că ei sunt părinții noștri. Dar ne aflăm aici pentru a ne bucura de înmânarea cheilor familiilor, pentru că de fapt ei sunt cei mai importanți, pentru ei ne aflăm astăzi aici. De asta îi invit aici lângă noi pe Milea și Ana Maria Trifan și pe Alexandra și Laurențiu Comanac cu Cristi, bineînțeles, Gabi, că m-a certat mai devreme. Gabriel e aici, da. Da, e aici. Oficial, așa mai mult simbolic, vă dăm acum cheile. Primii pași în casă i-ați făcut cam de multișor. Sperăm să vă bucurați de ani frumoși în locuințele astea. Eu îi dau lui Laurențiu, te-am ales pe tine, da? Pentru că amândoi am tras betonul ieri, da? Cred că am tras bine, trotuarul a făcut bine, da? Să vă înțelegeți bine și... Păi vă invităm. Mulțumim și celorlalți invitați, vă invităm să faceți un tur așa, să vedeți cam cum arată locuințele pe care Habitat le construiește. Construiesc, nu mai știu. Dacă vreți să spuneți voi câteva cuvinte. Așa, emoționați. Ce să zicem? Suntem foarte recunoscători pentru șansa care ne-ați oferit-o să fim beneficiari la această casă. Mulțumim Habitat și voluntarilor pentru că ne-au ajutat foarte mult. Casa e foarte frumoasă, suntem mai mult decât emoționat și bucuroși de ea. Și cam atât, că nu mai știu, sunt emoționat, nu mai știu ce să mai spun. Te ajută, Ana. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul acordat, mai ales pentru casă, dar și când am avut cu Matei probleme. Ați fost lângă noi, ne-ați ajutat, nu ați rămas indiferenți la problemele noastre. Vrem să mulțumim și... Vrem să mulțumim și voluntarilor străini pentru că au fost lângă noi și vă mulțumim pentru că avem un loc pe care să-l numim acasă cu tot sufletul și să vă gândiți că faceți foarte mulți oameni fericiți. Acum o să vă rugăm să veniți mai aproape. Părintele vrea să facă o mică slujbă, foarte mică slujbă, și să sfințim toate și după aceea facem turul caselor. Vă rog. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Cerezi, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, Misterul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Te rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, familiilor care abia s-au mutat în casele acestea și tuturor ostenitorilor care s-au ostenit la ridicarea acestor case, fiecare după numele său, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii Tale, Mântuitorule, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra noastră. Cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm: izbăvește-ne din toate nevoile și ca un milostiv împlinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bune dorințe ale credincioșilor Tăi robi. Și arată spre noi, spre toți, mila Ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Să luăm aminte, zisa Domnul: cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Că oricine cere, ia, cel care caută, află și celui care bate, îi se va deschide. Sau cine este omul acela dintre voi care de-i va cere fiul său pâine, el îi va da piatră, sau de-i va cere pește, el va da șarpe? Deci dacă voi răi fiind știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi acestora, asupra familiilor nou mutate în casă. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire învrednicită li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Mântuiește de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace, liniște și sănătate. Și ne învrâncește pe toți totdeauna a grei și a cântație și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului bun de viață, Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești,
cel ce ai binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacob și casa lui Putifar cu venirea lui Iosif, cel ce ai binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea în ea a chivotului legii și în zile venite tale întru Hristoase, Dumnezeul nostru, ai dăruit mântuire casei lui Zaheu. Însuți, binecuvintează și casele acestea și cu frica ta îi întărește pe cei ce vor locui în ele și îi păzește nevătămați de cei potrivnici și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău și binecuvintează și înmulțește toate bunătățile în casa acea, în casele acestea. Că ție se cuvine să ne miluiești și mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștin, asupra cerului potrivă să rămește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Acum mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Darurilor Tale, fă-ne pe noi vrednici. Cât ce mănânc pe ziua de azi. Precum păcatele noastre, sunt îmbătire, celor ce credință, privesc binecuvântarea Ta prea curată. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, protitoarea bisericii noastre, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, rugăciune sfinte cu viața Maicii noastre, Parascheva, o protitoarea Moldovei și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne și ne miluiește pe noi. Amin. Amin. Cred că ar fi bine dacă am intra un pic prin casă. Da, haideți să tăiem după tăia. După tăierea pamplicii, bineînțeles, nu acu așa. După tăiere. Familiile să vină un pic, au o carte de rugăciune și câte o icoană. Mila, stai un pic. Hai, devin un pic. Da? Icoană din partea voluntarilor de la Habitat și o carte de rugăciune. Și o carte de rugăciune. Care să vă rugați înaintea Sfinților și al Mântuitorului Hristos să vă împlinească toate rugăciunile. Cealaltă familie. Să fiți sănătoși și o carte de rugăciune care să vă rugați înaintea Sfinților icoane. Să fiți sănătoși și să vă bucurați de această realizare. Haideți să tăiem cu anglica. Hai. Dar cred că între timp sunt niște prăjiturele, Natasha, poate îi invis cu... Dar nu mai sunt pentru tine, numai noi ne-am adus nouă, să mâncăm noi. Casa voastră, da? Dar nu, nu, te duci acolo, că vrea Natalia. Andrei, hai, 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 aveți curaj? Hai, 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 haideți la capătul. Haideți la capătul.
Așa, ca să se știe cine stă aici. Ce familie sunteți? Să fiți sănătoși, să vă bucurați în această casă frumoasă. Nu e cazul, să știți, nu, e un lucru foarte